Sinela suferă de cancer de colon, are 40 de ani și de 2 ani de zile se luptă cu această cumplită boală. Ea este acum într-o campanie de strângere de fonduri pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro și sunt astăzi acasă din nou la ea să vă mulțumim împreună pentru fiecare donație făcută pentru ea. Cu ajutorul donațiilor dumneavoastră în toată această perioadă, ea a reușit să-și poată acoperi o parte din costurile pe care le-a avut cu analizele medicale. Așa că faptul că sunt astăzi acasă din nou la ea este o confirmare că donațiile dumneavoastră au ajuns la destinație. Aș vrea acum să o rog la final pe Sinela să transmită un mesaj de mulțumire pentru cei care ați donat pentru ea, v-ați rugat pentru ea și așa mai departe. Vă mulțumesc din suflet tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sinela, cum este starea ta de sănătate în momentul de față? Cum te simți? Care binișor. Este evoluția bolii? Binișor. Nici foarte bine, dar nici foarte rău. Binișor. Cum au ieșit analizele medicale? Știu că ai fost recent la analize medicale. Momentan au ieșit bune, mulțumesc lui Dumnezeu, dar fac din 3 în 3 luni toate investigațiile, ceea ce sunt foarte costisitoare toate. Dragilor, vă rog din toată inima să fiți mai departe alături de ea printr-o donație pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, unde există o campanie de strângere de fonduri. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia și implicarea!